Mai mulți puieți de tei plantați recent pe strada Bănulescu-Bodoni din capitală au fost vandalizați. Făptașii care încă nu au fost prinși de oamenii legii au rupt crengile arborilor și le-au împrăștiat pe jos. Trecătorii spun că astfel de acțiuni sunt inacceptabile, iar cei care le-au comis trebuiesc pedepsiți dur. Ceva de luat, какие-то меры, просто ужасно, жутко. Наказывать, как положено. Штраф это до, как говорится, не совсем действует. Это просто надо взяться, чтобы вот был человек, охранник, чтобы наблюдал за этим. И жестоко, и грязь, и вообще жутко просто. Ну, для садит нам со всей группы. Credeți că trebuie să pedepsiți acest lucru? Da, trebuie pedepsiți. Vandalism este, asta e extraordinar. Cum poți, ce ai văzut că este făcut, gata să vandalizezi în felul acesta? Eu nu știu dacă i-ar ajuta doar o amendă. Ei merită mult mai mult să se învețe, că nu se procedează așa. Indignați s-au arătat și internauții. Un bărbat a publicat mai multe fotografii cu teii distruși pe o pagină de Facebook, iar postarea a adunat zeci de comentarii. Și pe alte străzi din centrul capitalei au fost semnalizate cazuri similare, când copacii plantați de curând au fost rupți. Potrivit purtătorului de cuvânt al primăriei capitalei, Natalia Ixari, autoritățile municipale s-au autosesizat și urmează să planteze alți copaci în locul celor care nu vor mai putea fi salvați. Iar ofițerul de presă al Poliției Capitalei, Natalia Stati, ne-a spus că în prezent se întreprind acțiunile necesare pentru a identifica făptașii.